Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! În episodul 10 al serialului, Cavele -Ceme reușește să scape de agresiunea suferită din partea soțului femei victime a violenței, datorită lui Omer. Plecarea lui Fatih din casă în timpul unei certe îl face pe Doa să devină nebun de furie, iar când îl urmărește, îl vede intrând în casa unei femei. Când se întoarce acasă și își adună lucrurile, este hotărâtă ferm că nu va mai sta alături de Fatih. Intră în scenă Pembe și Abdullah, care clarifică situația. Fatih nu a mers la o femeie, ci la casa prietenului său. Cei doi se împacă faptul că Nursema va participa la o expoziție îi creează o mare neliniște lui Pembe. Convinsă că trebuie să pună capăt acestei atitudini nepăsătoare, Pembe începe să abordeze subiectul căsătoriei, despre care nu a fost prea insistentă până acum. Alev începe să fie tot mai impresionată de puterea și carisma lui Abdullah, după ce îl întâlnește întâmplător într-o cafenea. Cina de la Cavelece me adună pe toată lumea la un loc, dar diferențele dintre cele două familii sunt din nou evident marcante. Deschiderea hotelului pe care Fatih l-a preluat împreună cu tatălui Dua este pe cale să aibă loc, deși nimeni nu este încântat de această asociere. Toți vor participa în interesul lui Fatih. Pentru că Ceme și Omer, deschiderea acestui nou capitol este iminentă.